Gândurile de hulă Crede-mă, părinte, i-a răspuns omul acela, că multe sfaturi bune am auzit, dar niciodată nu m-am folosit așa de mult ca acum. Sunt încredințat că Dumnezeu să lășluiește în sfinția ta și sfinția ta să lășluiești în el. Dar ce să fac deoarece diavolul nelegiuirii mă stăpânește? Fie că mănânc, fie că beau, fie că dorm, necontenit mă supără dar mai ales în vremea rugăciunii, la biserică, îmi aduce aminte erezii și nenumărate necurății și gânduri de hulă împotriva lui Hristos Dumnezeul nostru, a Sfintei sale Maici și altele asemenea. Mă luptă cu atâta silnicie încât nu mai știu ce să fac. Mă tem să nu cadă foc din cer și să mă mistuie. Ascultă, fiule, i-a zis cu viosul, și poate te vei mângâia, Vezi marea când se pornește furtună, se ridică valuri înfricoșate care se sparg de stâncile de pe țărm. Oare stâncile nu sufă nimic de mânia valurilor? Deloc! Valurile se lovesc de ele și se întorc iarăși în mare. La fel se întâmplă și cu gândurile de hulă. Sunt aduse de diavol și aruncate în inima omului. De ce? ca să ducă pe robii lui Dumnezeu la deznădejdea care a omorât atâtea suflete și le-a dat pierzării. Însă diavolul, dacă nu reușește să arunce pe om în deznădejde, se străduiește ca măcar să-l lovească cu gânduri de hulă vrăjmașe. Și dacă vede că nici așa nu, reu... și dacă vede că nici așa nu izbutește, atunci este biruit și rușinat și atacurile salele sălbatice se întorc asupra lui iar omul care a fost încercat nu numai că nu este vinovat, ci este încununat și slăvit de Dumnezeu. Deci și tu să ai răbdare, încălzește-ți râvna cu rugăciune și post și spititorul va fugi. Nu a spus oare Domnul că acest neam de demoni cu nimic altceva nu iese decât cu rugăciune și cu post? Cu aceste sfaturi l-a întărit sufletește și l-a slobozit cu pace. Și după plecarea omului, cu viuosul mi-a spus că gândurile de hulă se nasc din osândirea altora și din mânie. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.